De la defilarea și depunerea de coroane de flori din centrul orașului, târgoviștenii, și nu numai, s-au strâns la sediul UNPR Dâmbovița, unde petrecerea a început la orele prânzului. Preparatele tradiționale i-au atras rapid și petrecători care nu au ezitat să închine în cinstea zilei naționale și să intre în horă. În toiul petrecerii, peste 500 de persoane erau la sediul UNPR, unde voia bună și spiritul de sărbătoare au fost la ele acasă. Oamenii se bucură, își urează la mulți ani, pentru că, așa cum vă spuneam, e ziua noastră, e ziua românilor și trebuie să ne bucurăm de ea din plin. În acum 97 de ani ne-am îndeplinit un vis istoric, visul unirii. Iar astăzi și în fiecare an, pe 1 decembrie, sărbătorim și ne amintim de acest moment important. Președintele UNPR Dâmbovița a transmis un mesaj românilor de ziua lor. Dragii mei dâmbovițeni, cu ocazia zilei de 1 decembrie, ziua Marii Uniri din 1918, vă urez din suflet la mulți ani, mai buni, mai prosperi și mai fericiți. Acum, mai mult ca oricând, suntem cu toții datori să avem respect față de trecut și înaintași și credință în viitor și în generația tânără. În această zi specială, gândul meu se îndreaptă și spre dâmbovițenii plecați pe alte meleaguri, pentru o viață mai bună. Am speranța că în anii următori, Ziua Națională a României o să ne găsească împreună acasă, alături de familii și prieteni. La mulți ani!